găsit tuturor la horoscopul săptămânii 10-16 ianuarie 2022. Această săptămână va fi plină de diverse evenimente. În mod tradițional, cu o lună în creștere, ne aflăm într-o perioadă în care inițiativele noastre pot și trebuie dezvoltate pentru ca acestea să înceapă să dea rod. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că Venus este încă retrogradă, iar Mercur, practic, își va opri cursul. Aceasta înseamnă că eforturile noastre, care pot da rezultate bune, ar trebui să se concentreze, în primul rând, pe ceva din trecut. De exemplu, pentru a-ți atinge obiectivele, pentru a realiza ceea ce îți dorești, îți poți revizui vechile decizii, abordări sau strategii. La sfârșitul acesteia și începutul săptămânii viitoare, mulți vom experimenta un fel de purificare spirituală, pentru că acum vom putea privi în viitorul mai îndepărtat și să înțelegem ce putem realiza în noul an, precum și ce trebuie schimbat sau lăsat în urmă. Luna în creștere va susține și aceste dispoziții. Este indicat să te apropii de linia lunii pline de pe 17 ianuarie în mod conștient, înțelegând că tocmai acel lucru deprisos, limitativ, suprimător trebuie în sfârșit să scap de el. Și pe ce ne putem baza acum? Într-o măsură mai mare, pe repere dovedite, pe experiență acumulată, oameni în care putem avea încredere și pe intuiție. În dragoste, loialitatea este deosebit de valoroasă. Acum nu este momentul pentru inovații și experimente. Dimpotrivă, vechiul poate fi îmbunătățit, iar acolo unde acest lucru este imposibil, relația poate scădea brusc și se poate ajunge la o separare finală. Pe 14 ianuarie, Mercur intră în mișcare retrogradă. A sosit momentul să elaborăm strategia potrivită pentru viitor, dar înainte de a te decide asupra ceva nou, totul trebuie gândit bine și pe termen lung. În această săptămână și în săptămâna viitoare sunt posibile diverse probleme în timpul deplasării, cauzate de dezastre naturale, defecțiuni în transport, inovații la trecerea frontierei, greve și alte lucruri. La nivel global, diverse procese vor continua să se agraveze și vor afecta semnificativ fluxurile de numerar, problemele financiare și bunăstarea materială a tuturor. Luni va fi dificilă și controversată din toate punctele de vedere. Nu ar trebui să începi să rezolvi probleme serioase, deoarece acestea vor fi greu de rezolvat dintr-o dată. Comportă-te cu reținere și nu-ți pierde calmul. Ziua este potrivită pentru munca obișnuită, munca de rutină. S-ar putea să apară unele iritații dimineața, dar aceste emoții pot fi tratate și treptat starea de spirit se va îmbunătăți. Marți, în această zi, mulți dintre noi vom avea un al șaselea simț crescut. Acest lucru va oferi o șansă mare de a rezolva toate problemele acumulate. În ziua de marți îți pot veni în minte tot felul de idei. Ele trebuie cu siguranță memorate sau notate. Sunt posibile conflicte cu colegii, așa că încearcă să-ți moderezi ardoarea, pentru că relația este puțin probabil să fie clarificată acum. Miercuri este potrivită pentru rezolvarea problemelor juridice și interne. Este posibil să trebuiască să plătiți un împrumut sau să cumpărați ceva pentru casa voastră. Veți putea investi în mod eficient fonduri, precum și să uitați de datorii, și cei dragi vă vor sprijini cu siguranță. Încercați să nu vă asumați totuși riscuri și să nu vă puneți în pericol reputația. Joi este un moment bun pentru a comunica și a construi relații cu cercul tău social. Ziua nu este deloc potrivită pentru noi cunoștințe. Per total, ziua va fi pozitivă, dar nu fi prea egoist. Nu ar trebui să începi noi afaceri și proiecte, pentru că cel mai probabil acestea se vor termina cu un eșec. Vineri este potrivită pentru relaxare și călătorie. Norocul vă va însoți, mergeți la cumpărături sau vizitați rudele. De asemenea, este benefic să puneți accent pe frumusețe și sănătate.
Apropo, în această zi, Mercur va lua o poziție retrogradă, așa că orice activitate ar trebui amânată deocamdată. Faceți aceleași lucruri ca înainte. Sâmbătă este potrivită pentru relaxare acasă. Ai și o mulțime de treburi de făcut acasă, dar este mai bine să amâni curățenia până după amiază. Iar duminică, petrece această zi în compania celor mai apropiați oameni și acordă atenție rudelor mai în vârstă. În relațiile cu ceilalți se va simți tensiune și nu ar trebui să participi la evenimente de masă fără necesitate. Acum, să vedem cum va fi săptămâna pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în Berbec. În prognoza astrologică pentru Berbec, pentru jumătatea lunii ianuarie 2022, cea mai plăcută informație va fi poziția două corpuri cerești deodată. În primul rând, acesta este tranzitul lui Marte prin constelația de foc săgetător. În al doilea rând, planeta comunicării și interacțiunii cu ceilalți va călători de-a lungul semnului zodiacal vărsător, prietenos cu Berbecul. Marte îți va oferi cantitatea colosală de energie de care ai nevoie. La urma urmei, Berbecul, ca nimeni altcineva, este activ și plin de viață. Și pentru a transpune în viața reală toate ideile tale și ideile de impuls, trebuie să ai puterea pe care o tragi de la patronul tău, Marte. Mercur, la rândul său, se va asigura că vei fi înconjurat de prieteni, atât vechi cât și de noi cunoscuți. Dar aici este important să ținem cont de un aspect, de retrogradarea lui Mercur. În prima jumătate a săptămânii, Mercur în Vărsător se va roti în direcția sa obișnuită, dar din data de 14 ianuarie se va roti în sens opus. Aceasta înseamnă că Berbecul nu va putea să avanseze, să cucerească noi vârfuri și să deschidă noi orizonturi în a doua jumătate a lunii ianuarie, precum și pentru toți ceilalți reprezentanți ai lanțului zodiacal. Mercur retrograd este creat pentru a te întoarce în trecut, la chestiuni nerezolvate anterior și la problemele cu care te-ai confruntat deja. Luni, 10 ianuarie 2022, luna se va afla în constelația Berbec, ceea ce înseamnă că această dată poate fi considerată cea mai favorabilă pentru reprezentanții zodiei tale în săptămâna viitoare a lunii. Taur și ascendent în Taur. Marți, 11 ianuarie, precum și miercuri, 12 ianuarie 2022, luna va călători în constelația ta Taur. Poți considera în siguranță aceste două zile cele mai plăcute pentru tine în următoarea săptămână a lunii ianuarie. Următorul punct despre care merită vorbit este poziția armonioasă a Soarelui în Zodia Capricorn, care te face să îți simți soliditatea și calitățile tale de fiabilitate și predictibilitate sunt foarte apreciate în societate. Venus retrograd în Capricorn poate avea diverse influențe asupra vieții personale a Taurului. Unii se pot întoarce la vechea relație și dacă se dorește, o fostă persoană dragă poate deveni din nou partenerul tău permanent. În același timp, alții, a căror relații sunt cu probleme, aceștia nu le vor putea păstra. La urma urmei, rotația planetei căsătoriei și iubirii în direcție opusă nu contribuie la păstrarea unei relații amoroase care este fără speranță. Poziția retrogradă a lui Mercur din 14 ianuarie până la sfârșitul lunii te avertizează că va trebui să rezolvi problemele vechi și să te confrunți cu probleme din trecut. Ceva care te împiedică să mergi mai departe necesită o decizie din partea ta. La urma urmei, Mercur retrograd în Vărsător remodelează toate gândurile de la stereotip în unele nestandard. Poți întâlni oameni pe care nu i-ai văzut de mulți ani, iar acum le vei putea spune ceva important sau, dimpotrivă, îi vei putea auzi. Marte își continuă mișcarea de-a lungul constelației Săgetător.
planeta masculină împarte puterea cu toți reprezentanții lanțului zodiacal, iar Taurul poate simți de asemenea un val de forță, vigoare și entuziasm de care ai nevoie pentru a rezolva cu succes toate procesele care se formează în viața ta acum. Gemeni și ascendenți în Gemeni. Joi, 13 ianuarie, precum și vineri, 14 ianuarie și sâmbătă, 15 ianuarie, tranzitul lunii îți va afecta constelația. Și timp de 3 zile întregi, în cadrul săptămânii următoare, te poți bucura de starea ta excelentă de spirit și de perspectiva ta pozitivă asupra vieții. Dar, la fel ca toți reprezentanții sistemului zodiacal, și tu vei simți influența acelor două planete retrograde în viața ta. Rotația în sens opus a lui Venus, în constelația Capricorn, te va stimula să iei decizii importante care au un efect dramatic asupra stării vieții tale personale. Gemenii, care sunt pe punctul de a divorța, vor lua decizia finală de a nu fi cu un partener care nu îl înțeleg. Acei gemeni care doresc să reînnoiască legătura cu fosta lor persoană iubită, solicitând și ajutor de la planeta feminină de tranzit, își vor atinge scopul. Și gemenii care se află în relații personale armonioase vor aborda probleme vechi. Mercur retrograd în Vărsător din 14 ianuarie 2022 va readuce vechi prieteni și cunoștințe la realitatea de zi cu zi a gemenilor, chiar și cei cu care nu v-ați intersectat de mulți ani și nu sperați vreodată să-i revedeți, se pot întoarce acum la voi. Soarele în Capricorn este destul de neutru pentru gemeni, dar energia din jur este prea grea. Oamenii și societatea trăiesc fără grabă, dau dovadă de perseverență și nu vor să facă compromisuri. S-ar putea să nu fie ușor pentru un geamăn să-și găsească un loc în această situație. Iar poziția lui Marte în Săgetător creează o atmosferă și mai tensionată în ceea ce privește munca gemenilor. Munca ta îți poate ocupa toate puterile și resursele, așa că încearcă să ai grijă de tine și distribuie responsabilitățile, deleagă-le ori de câte ori este posibil. Rac și ascendent în Rac. Duminică 16 ianuarie 2022 poate fi desemnată drept cea mai favorabilă dată pentru raci în următoarea săptămână a lunii. În această zi, conducătorul tău Luna va fi în semnul tău zodiacal, oferind tuturor reprezentanților constelației tale pace interioară, un sentiment de siguranță și confort. Din punct de vedere al poziției Soarelui, în constelația opusă Capricorn pentru raci, ar trebui să înțelegem că spațiul din jur este acum încărcat cu o energie rigidă și principială a categoricității. Abia săptămâna viitoare, când Soarele își va schimba poziția, se va putea vorbi despre armonia pe care o vor experimenta racii în viața lor. Deocamdată, va trebui să vă adaptați categoriilor de severitate și intenție în care toți reprezentanții lanțului zodiacal sunt în legătură cu tranzitul Soarelui prin patrimoniul lui Saturn. De asemenea, este Venus retrogradă în Capricorn, care la rândul său își va face anumite ajustări în viața personală a racilor. Unii raci vor simți nevoia să-și recupereze relațiile din trecut. Veți găsi o modalitate de a reintra într-o relație care nu vă va elibera sufletul. Acei raci care sunt gata să se despartă realizează nevoia inevitabilă de a divorța și vor lua singuri această decizie în final și irevocabil. Și acei raci care în principiu sunt mulțumiți de tot într-o relație se vor ocupa de problemele vechi care împiedică relația să meargă mai departe. Următorul moment din prognoză va fi asociat cu retrogradul lui Mercur în Vărsător. Între 14 ianuarie și sfârșitul lunii, planeta comunicării, a cumpărăturilor și educației se va roti în sens invers. În consecință, acest timp ar trebui folosit pentru a face modificări și ajustări la relațiile existente.
Săptămâna aceasta nu este menită să avansezi și ar trebui folosită doar pentru corectarea greșelilor. Marte în săgetător, la rândul său, adaugă foc și îi stimulează pe toți oamenii din jur să alerge și să se grăbească undeva cu o viteză vertiginoasă. Dacă mergem undeva acum, atunci cu siguranță în trecut, dar nu în viitor. Leu și ascendent în Leu. Pentru Leu, cea mai eficientă planetă care își exercită influența maximă asupra reprezentanților zodiei sale va fi Mercur. Și este interesant în două moduri simultan. În primul rând, locația lui Mercur în constelația Vărsător este opozițională pentru Leu și acest lucru concentrează imediat o mare cantitate de influență exterioară asupra voastră. Este subliniată tema interacțiunii tale strânse cu ceilalți. Pe de altă parte, din 14 ianuarie 2022, Mercur în Vărsător va fi într-o stare retrogradă, adică se va roti în sens invers. Aceasta înseamnă că Leul trebuie să privească înapoi și să rezolve toate acele probleme care interferează cu progresul său. În această perioadă se pot întoarce vechi prieteni, vecini, colegi de clasă, colegi cu care nu ai mai fost în contact de mult timp. A doua jumătate a lunii nu este destinată participării la noi proiecte. Mercur retrograd ne încurajează pe toți să ne reconsiderăm treburile și să nu ne străduim să alergăm înainte. Trecerea lui Marte în Săgetător este de asemenea foarte interesantă pentru Leu, pentru influența sa pozitivă asupra reprezentanților constelației tale de foc, talentate și frumoase. Marte este responsabil de energie, activitate fizică și acum ai toate șansele să-ți implementezi planurile, pentru că ești plin de energie care îți permite să acționezi eficient. Pe 10 ianuarie, luni, luna se va afla în semnul de foc al zodiacului Berbec, așa că această dată poate fi considerată cea mai favorabilă pentru Leu la jumătatea lunii ianuarie. Venus retrograd în Capricorn încă funcționează în două direcții. Cineva va putea restabili relația amoroasă întreruptă anterior și cineva va decide să pună capăt conexiunilor enervante și nepotrivite. Prin urmare, ai grijă, încă este timpul pentru schimbări dramatice în viața ta personală. Fecioară și ascendent în Fecioară. Fecioarele încă trec printr-o perioadă foarte dinamică a vieții, chiar și în ciuda rotației retrograde a celor două planete în direcția opusă. Soarele afectează constelația Capricorn, care aparține elementului Pământ, care este înrodit cu Fecioara. Aceasta înseamnă că fecioarele vor adora atmosfera care plutește în jurul său. Reținerea, seriozitatea, responsabilitatea pentru cuvintele și faptele cuiva sunt atât de plăcute fecioarelor tipice, iar majoritatea celor din jurul lor sunt acum forțați să urmeze aceste principii pentru a se potrivi cu cerințele societății în acest moment special. Dar Marte în Săgetător continuă agresiv să opună o anumită rezistență pe calea realizărilor profesionale ale fecioarei, făcându-le calea spinoasă. Dar foarte curând, planeta masculină își va schimba locația, iar apoi fecioarele vor găsi un sprijin serios de la Marte. Marți, 11 ianuarie, precum și miercuri, 12 ianuarie, luna se va afla în constelația terestră Taur, ceea ce înseamnă că oamenilor născuți sub semnul zodiacal al fecioarei le vor plăcea aceste zile. Venus retrograd îi va aduce pe foști îndrăgostiți înapoi în viața fecioarei pentru întreaga lună și acele fecioare care vor să se despartă de partenerul lor își vor urma dictaturile inimilor și vor lua în sfârșit decizia finală cu privire la despărțire. Mercur retrograd în Vărsător din 14 ianuarie până la sfârșitul lunii o va stimula pe fecioară să rezolve probleme și întrebări din trecutul său. Până nu rezolvi toate problemele, nu poți merge mai departe
și acest timp este foarte potrivit pentru a rezolva și a pune lucrurile în ordine cu tot ceea ce nu oferă o oportunitate de dezvoltare ulterioară. Poți să termini și să refaci lucruri, să corectezi greșeli, să faci ajustări, dar nu ar trebui să începi proiecte noi. Balanță și ascendent în balanță. Balanța trebuie să știe că tranzitul lui Mercur în constelația Vărsător, care se rotește în sens invers din 14 ianuarie 2022 până la sfârșitul lunii, poate deveni cel mai bun și mai plăcut corp ceresc pentru reprezentanții zodiei sale în săptămâna viitoare. Datorită faptului că acest semn al zodiacului, dracție, va avea o influență pozitivă în sfera comunicării, readucând oameni din trecut în cercul tău social. Aceștia pot fi prieteni din copilărie, colegi de la un loc de muncă anterior, colegi de clasă, toți cei pe care balanța nu i-a văzut sau auzit de mult. Este timpul să te reîntâlnești și să reiei comunicarea. Venus retrograd în Capricorn afectează relațiile personale ale balanței și acționează pentru fiecare în felul său. Acele balanțe care doresc să se despartă de un partener care nu este capabil să vă inspire și să vă ofere sentimentul unei persoane iubite și fericite, vor lua o decizie finală și irevocabilă cu privire la eliberarea lor în continuare de obligații. Și acest grup de balanțe va porni într-o călătorie în speranța găsirii unei noi iubiri, dar luna viitoare. Ianuarie 2022 este complet nepotrivită pentru formarea de noi cunoștințe și acele balanțe care doresc să reia o relație amoroasă întreruptă anterior o vor face, iar restul balanțelor, care sunt mulțumite de tot ce este în dragoste, se vor ocupa de găsirea de soluții la problemele vechi care împiedică cuplul să fie în armonie. Joi 13, precum și vineri 14 ianuarie și sâmbătă 15 ianuarie, luna va servi balanței, având un efect benefic asupra stării de spirit. Tranzitul soarelui pe parcursul următoarelor 7 zile ale săptămânii în zodia Capricorn va stimula nevoia în societate de a trăi conform planului. Principiul, categoricitatea, simțul datoriei, responsabilitatea și asceza vor fi apreciate de toți oamenii din jur cu mult mai sus decât manifestările senzuale ale emoțiilor. Balanța poate fi puțin inconfortabilă în aceste tipuri de energii, dar Marte din Săgetător îți vine în ajutor, ceea ce te va ajuta să rezolvi problemele de muncă și de afaceri. În activitatea profesională, Săgetătorul așteaptă oportunitatea de a-ți maximiza nivelul înalt de potențial. Scorpion și ascendent în Scorpion. Treptat, scorpionii vor trebui să simtă din ce în ce mai mult asupra lor înșiși și asupra evenimentelor vieții lor influența energiei Vărsătorului, iar tu vei începe să te familiarizezi cu acest proces deja în această săptămână. Mercur retrograd în Vărsător, din 14 ianuarie 2022 până la sfârșitul lunii, va fi în stare retrogradă. Rotația inversă a planetei simbolizează revenirea la comunicare a oamenilor care pot fi vechi prieteni din copilărie, vecini, colegi și poate provoca emoții și impresii ambigue în scorpioni. Însuși semnul Vărsător, care provoacă cel mai adesea neînțelegeri în rândul reprezentanților semnului de apă al zodiacului Scorpion, te avertizează că comportamentul oamenilor care s-au întors la realitatea ta de zi cu zi te poate surprinde și ului foarte mult. Foarte curând, soarele se va alătura lui Mercur, întărind poziția Vărsătorului în societate. Dar până se va întâmpla acest lucru, tranzitul luminei zile prin Capricorn este destul pentru reprezentanții atenți ai constelației Scorpion. Societatea este dominată de exigență, aderență la principii, fermitate, intenție, categoricitate, pe care tu însuți le împărtășești cu plăcere.
Din punctul de vedere al lui Venus retrograd în Capricorn, situația este următoarea. Unii scorpioni, care nu sunt mulțumiți de partener, se vor despărți. La urma urmei, rotația planetei iubirii și căsătoriei în direcția opusă este tocmai potrivită pentru a rupe uniuni de dragoste nesatisfăcătoare. Acei scorpioni care doresc să restaureze o poveste de dragoste ruptă anterior vor realiza ceea ce își doresc, iar cei care sunt deja mulțumiți de toate se vor ocupa de probleme din trecut. În general, cele două corpuri cerești cu statut retrograd îi avertizează pe scorpioni că această perioadă de timp nu este în mod categoric potrivită pentru a merge mai departe. Acum este timpul de curățare din trecut, așa că folosește-ți energia puternică pentru a aborda acest tip de probleme, iar Marte în Săgetător îți va oferi energia de care ai nevoie pentru a face față cu succes la toate. Duminică 16 ianuarie 2022 va fi cea mai favorabilă dată pentru scorpioni în următoarea săptămână a lunii. Săgetător și ascendent în Săgetător. Săgetătorii ar trebui să folosească în continuare poziția lui Marte de tranzit pentru binele lor. Foarte curând, planeta masculină își va schimba poziția, intrând în următorul semn al zodiacului pentru tine, așa că în acest moment este pur și simplu necesar să realizezi din plin potențialul lui Marte. Entuziasmul tău, bazat pe energia și activitatea fizică, te poate conduce la rezultate semnificative în muncă. Prin urmare, acționează, dar numai în cadrul problemelor vechi. Două planete se rotesc acum în direcție opusă, ceea ce interzice orice început și proiecte noi, nu numai pentru Săgetător, ci și pentru toți reprezentanții sistemului zodiacal. Mercur, retrograd în Vărsător din 14 ianuarie 2022, va încuraja oamenii să revină la subiectul interacțiunii cu vechii prieteni și cunoștințe. Proiectele neterminate vor trebui să fie aduse în minte și va trebui să te ocupi de toate problemele care te fac să te blochezi. Venus retrograd în Capricorn va trezi în oameni dorința de a se întâlni cu foști iubiți. Cineva din Săgetător decide să reia o relație amoroasă ruptă anterior. Cei aflați în pragul divorțului este puțin probabil să treacă peste această perioadă de timp împreună și vor decide să se despartă în sfârșit. Pe 10 ianuarie 2022, luni, luna va călători prin constelația de foc a Berbecului, așa că la această dată vei fi deosebit de bucuros și dispus pozitiv față de viață. Soarele din Capricorn va înceta în curând să mai fie în constelația Capricornului și deși încă ocupă acest semn strict și specific al zodiacului, Săgetătorul ar trebui să dea dovadă de consistență, fermitate și integritate. Capricorn și ascendent în Capricorn. Desigur, în timp ce Soarele se află în constelația Capricornului, voi sunteți cei mai importanți oameni care stabilesc fundalul principal și ritmul evenimentelor din jur. Marți 11 ianuarie, precum și Miercuri 12 ianuarie, luna va fi localizată în semnul pământesc al zodiei Taur, elementul tău nativ, așa că aceste date pot fi considerate cele mai favorabile pentru Capricorn în perioada de prognoză. Venus retrograd în Capricorn va avea de asemenea un efect notabil asupra reprezentanților zodiei tale. De exemplu, Capricornii, a căror relație explodează, vor decide să se despartă, iar acei Capricorni care nu pot uita vechea lor dragoste vor putea reînvia cu succes vechile lor relații. Mercur retrograd în Vărsător se va roti în sens invers din 14 ianuarie până la sfârșitul lunii. Acest timp ar trebui folosit pentru a te opri și a te gândi la ce poți remedia și ce schimbări poți face în procesele vieții tale.
Planetele retrograde nu vor permite să avansezi și să începi noi proiecte, așa că dacă îți cheltuiești cu adevărat energia, atunci fă-o pe corectarea deficiențelor. Marte se află încă în constelație de foc săgetător, iar acest lucru permite tuturor reprezentanților lanțului zodiacal să se simtă plin de energie. Prin urmare, capricornii vor avea puterea de a-și pune în aplicare planurile. Vărsător și ascendent în vărsător. Prognoza astrologică pentru vărsător ar trebui să înceapă cu cele mai relevante și importante informații pentru reprezentanții constelației sale. Aceasta va fi poziția lui Mercur pentru săptămâna viitoare. Acum, transitul unei planete legate de comunicare, contacte, comunicații, voiaj, cumpărături, instruire, educație, va locui în zodia ta de aer. Nuanța va fi rotația lui Mercur în direcția opusă din data de 14 până la sfârșitul lunii. Se pare că în acest moment vărsătorii vor putea să-și rezolve calm toate treburile și întrebările care au fost deja în viața lor, dar care au fost tot timpul amânate. Este timpul să le scoți din cutia îndepărtată și să începi să le rezolvi cu o vigoare renoită. Abia după ce vei rezolva vechile situații care îți împiedică progresul, te poți gândi la descoperiri. Acum nu este momentul pentru noi proiecte, dar această perioadă este potrivită pentru întoarcerea în viața ta a vechilor cunoștințe, cu care nu ai mai avut contact în ultima vreme. Aceștia se vor face simțiți și își vor dori cu tărie atenția și comunicarea ta. Venus retrograd în Capricorn va contribui de asemenea la întoarcerea fostilor iubiți în viața vărsătorilor. Te poți conecta cu ușurință cu cei care au fost deja în viața ta în statutul de persoană dragă și poți intra într-o nouă uniune pe termen lung, construită pe încredere și respect unul față de celălalt. Joi 13 ianuarie, vineri 14 ianuarie și sâmbătă 15 ianuarie, majoritatea vărsătorilor vor fi încântați de starea lor interioară, starea ta de spirit ți se va potrivi pe deplin și te vei distra într-o atmosferă relaxată. Tranzitul Soarelui prin constelația Capricorn se potrivește majorității vărsătorilor. La urma urmei, aderarea la principii, responsabilitatea, categoricitatea, simțul datoriei, severitatea sunt inerente multor reprezentanțe ai zodiei tale. Îți poți trăi zilele conform listei planificate anterior și îți va face plăcere. Marte din Săgetător umple vărsătorul cu o cantitate mare de energie de care are nevoie pentru a-și îndeplini planurile. În general, mijlocul ianuarie 2022 poate fi numit un moment minunat pentru vărsător, pentru mulți dintre voi visul se va împlini. Pești și ascendenți în pești. Reprezentanții neobișnuiți de amabili ai semnului de apă al zodiacului pești, împreună cu toți reprezentanții lanțului zodiacal, își vor îndrepta eforturile și se vor concentra pe rezolvarea problemelor vechi. Baza acestei concluzii este rotirea a două corpuri cerești în sens opus. Venus retrogradă în Capricorn va încerca să fie un asistent al acelor pești care doresc cu adevărat să-și readucă dragostea de odinioară în viața lor. Și dimpotrivă, acei pești care au decis să se despartă de un partener care nu li se potrivește vor lua decizia finală de a se despărți. Mercur retrograd în vărsător din 14 ianuarie până la sfârșitul lunii va contribui la activitățile de comunicare ale peștilor. Vechi cunoștințe, prieteni, oameni din trecutul îndepărtat cu care ai pierdut de mult contactul se vor întoarce în viața ta. A sosit momentul să te reîntâlnești cu acele persoane din trecut care doresc să te întâlnească. Duminică 16 ianuarie 2022, luna va călători prin constelația de apă și prin urmare, peștii pot considera această dată cea mai favorabilă în cadrul săptămânii următoare a lunii.
Soarele în tranziție va fi în zodia Capricornului toată această săptămână. Aceasta este o informație excelentă pentru pești, deoarece această constelație construiește granițele de care oamenii născuți sub semnul tău zodiacal au atât de multă nevoie. Pretenție, responsabilitate, strictețe, intenție, severitate și categoricitate, principiile lui Saturn, care sunt foarte apreciate de societate la o anumită perioadă de timp, se vor îndrăgosti de peștii empatici cu simțuri fine și receptive. Prin urmare, în general, vă așteaptă o săptămână confortabilă cu o singură rezervare. Marte, în tranzit în Săgetător, încă nu dă drumul și nu încetează să-și exercite influența tensionată asupra reprezentanților constelației Pești. Principala sferă a influenței sale este activitatea profesională, cariera și munca. Prin urmare, trebuie avut în vedere faptul că activitatea de muncă poate întâmpina o oarecare rezistență din exterior și abia la sfârșitul lunii, situația munca ta se va schimba și va deveni mai bună.